Bună ziua încă o dată, stimați prieteni! Azi avem o zi specială, învestirea noului guvern Gavriliță. Evident, într-o zi specială avem și o ediție specială de analize economice. Acest lucru nu se întâmplă foarte des. Am considerat că ar fi util și interesant ca să spun, să vorbim despre 7 priorități ale guvernului Gavriliță, din ce motiv nu toată lumea reușește să citească programul de guvernare, nu toată lumea poate înțelege toate subdesubturi din ce anumit program de guvernare apare, ce nu. Din acest motiv, din tot programul de guvernare, eu am ales 7 lucruri care, în opinia mea, sunt extrem de importante, interesante și care merită toată atenția noastră, de aceea le vom trece pe rând fiecare. Primul lucru care mi-a tras atenția în programul de guvernare și el aparent sună parcă știți așa banal ca o mantră la noi, justiția, justiția, dar în spatele lui se ascund într-adevăr niște drame ale Republicii Moldova. Deci primul lucru, voi citi exact cum au formulat cei care formează nouul guvern, după aceasta vom face comentariile. Asigurarea unui pachet legislativ care să permită asanarea eficientă a sistemului de justiție și urmărirea averilor acumulate ilicite, precum și susținerea acestui proces. Deci acest lucru, pe de o parte, guvernul vrea să facă ordine în justiție, dar el nu este un scop în sine. Cea mai mare problemă care are Republica Moldova, subdezvoltarea țării, lipsa de investiții, despre care vom vorbi mai departe, eficiența scăzută a capitalului uman, faptul că câte 40.000 de oameni pleacă în fiecare an din țară, asta este rezultatul injustiției din țara noastră. O cercetare a IDIS Viitor mai de mult a arătat că 90% de oameni de afaceri nu cred că în justiție se făptește justiția. Știți, noi parcă și glumeam, dar ce 90%? Trebuie să fie 50%, că unul câștigă, unul pierde. Și cel care câștigă, el știe că nu s-a făptuit justiția, el știe că a plătit mită și el știe că decizia care a fost luată chiar în favoarea lui nu este justiție. Deci atunci când nu ai justiție, ai sărăcie, ai degradare și ai ocolirea țării de către toți investitorii. Asta este Republica Moldova. De fapt, justiția este cel mai important lucru. Și aici aș vrea să dau la celor la guvernare două lucruri care ar trebui să le facă ei. Deci, pe lângă faptul că ei vor să facă reformă justiției, pe lângă faptul că ei vor să urmărească toate averile ilicite, pentru faptul că ei vor într-adevăr să creeze o justiție bună, întrebarea fundamentală este pentru ce avem noi toate aceste nevoi. Avem nevoie de o justiție unde fiecare cetățean, fie agent economic, fie un cetățean de rând, el când merge la justiție, chiar dacă el a pierdut procesul, chiar dacă el l-a câștigat, că nu e posibil să știe toată lumea, întotdeauna cineva câștigă, cineva pierde. Cetățeanul trebuie să iasă din sala judecată cu consentiment, că în privința lui s-a făcut justiția. Deci aceasta este lucru care lipsește în Republica Moldova. Sentimentul că justiția și-a făcut munca. Al doilea problemă care este la noi, și sper foarte mult că se va atrage atenție, este faptul că la noi toți, în special vorbesc acum de agenți economici, că eu m-am uitat la programul de guvernare din perspectiva economică. Agenții economici, orice litigiu care îl au ei, merg în instanța judecată. Și aici avem două probleme. În primul rând, te bagi în gura lupului. În al doilea rând, noi încărcăm sistemul nostru judecătoresc cu procese inutile. În al treilea rând, noi creăm sistemul acesta de corupție care este alimentat întotdeauna de agenți economici, inclusiv și agenți economici, care vor să-și rezolve cazul în favoarea lui. Una din soluții care ar fi ca să eliberăm un sistem de justiție și a doilea, nu doar să eliberăm sistemul de justiție, dar să protejăm cetățeanul nostru și agentul economic de justiție, sunt soluțiile extrajudiciare. Voi da două soluții, arbitrajul și medierea. Deci este extrem de important ca în Republica Moldova să consolidăm tot ce este legat de cadrul legal, ca agenți economici să-și poată rezolva problemele lor în afara sistemului de justiție. Noi plângem camerele de comerț acum, spre exemplu, la Cahul, există un sistem de mediere, există creat un centru de mediere unde agenți economici pot merge acolo să-și rezolve problemele și disputele lor de ordine economic în afara sistemului judiciar. Deci noi, dacă vrem într-adevăr să schimbăm țara noastră, noi avem nevoie să avem o justiție performantă și plângem acțiunile legate de curățirea sistemului judiciar, noi trebuie să ne asigurăm că justiția noastră va fi ceea ce trebuie să fie și agenții noștri economici trebuiesc, nu vreau să ne folosesc națiunea protejați de justiție, dar agenții noștri economici trebuie să oferim și alte soluții decât justiția, și am dat două exemple, unul este medierea și al doilea este arbitrajul. Al doilea punct este susținerea creșterii productivității muncii prin asigurarea unui sistem eficient de formare profesională inițială și continuă, relevantă și racordată la cerințele pieței. Am să vă dau acum câteva cifre triste.
Foarte des ori sunt întrebat de ce cetățenii Republicii Moldova pleacă din țară. Foarte des ori sunt întrebat, chiar recent am avut o organizație internațională, m-am contactat ca să le explic ce trebuie de făcut ca cetățenii noștri să întoarcă înapoi acasă. Răspunsul meu este trist. Nu putem face nimic la ziua de astăzi și cetățenii noștri nu vor veni acasă. Cifrele care le vedeți în spate vorbesc cel mai clar. Volumul de producție care îl face un angajat în Republica Moldova la întreprinderi state este de 500.000 de lei pe an. De 500.000 de lei pe an este volumul total de producție. Chiar dacă îi dai salariul 20%, asta înseamnă 100.000 de lei pe an, minus impozit, asta 60.000 de lei, împărțit la 12 luni, 5.000 de lei. Deci omul nostru nu primește salariu din simplu motiv, productivitatea muncii lui este foarte primitivă. Dacă vă uitați atent, o companie privată din Moldova, deja productivitatea muncii este de 800.000 de lei pe an, iar dacă companie străină este de 1.500.000. Deci cetățenii noștri care lucrează în Republica Moldova este o muncă primitivă, o proprietate redusă, tehnologie foarte înapoiată și drept rezultat noi avem munca noastră, cetățeanul nostru simt, el nu este economist, el nu a făcut analize ca domnul Ieniță, dar el știe foarte bine. Munca lui în țară nu este apreciat și el pleacă peste hotar, deoarece productivitatea muncii lui, rezultatul muncii lui peste hotar este de 10, 20, 30 de ori mai mare decât în Republica Moldova, respectiv și remunerarea muncii este mult mai mare. Vă dau un exemplu. În ultimii ani de zile, în Republica Moldova s-au făcut investiții în zonele economice libere. Acestea sunt unele cele sectoare unde s-au creat locuri de muncă noi, reale. Dacă nu uităm atent la investiții, veți vedea cu investiții în zona economică liberă și asta este cel mai mult ce se întâmplă în Republica Moldova. În alte părți, situația este cu mult mai dramatică și cu mult mai proastă. Este de 10-20 de mii de dolari pe loc de muncă. Evident că este un loc de muncă cu tehnologii foarte slabe, cu performanță foarte slabă, productivitatea nu poate fi mare și salariul nu poate fi mare. Spre comparație, în România, în perioada 2006-2007, când era cel mai mare boom investițional în România, un loc de muncă nou creat costa undeva în medie 140 de mii de dolari, în prezent este 150-180 de mii de dolari un loc de muncă. O fabrică performantă în prezent care se construiește în România are o investiție pier salariat de 450-500 de mii de dolari. Vedeți, 10.000 de dolari și 500.000 de dolari. Evident și productivitatea muncii este diferită. Tot ce avem noi nevoie în Republica Moldova sunt investițiile străine directe. Când spun investiții străine directe, mulți m-au întrebat, dar ce străine, dar de ce nu a noastră? Răspunsul este unul simplu. Noi nu avem nevoie doar de bani. Noi avem nevoie de tehnologie și piață de desfacere. Dumneavoastră știți că în prezent în sistemul bancar sunt 30 de miliarde de lei care nu contractează. Foarte mulți mă întreabă de ce companiile nu au credite, de ce băncile nu dau credite. Eu să spun situația și mai tragic. Nu că băncile nu dau credit la companii. Companiile nu au ce face cu banii lor, nu au unde investi, nu au unde crește și țin bani în bancă. În prezent avem 10 de miliarde de lei deținute de agenți economici în bancă. De aceea, pentru Republica Moldova, nu doar investiții sunt cea mai mare prioritate. Pentru Republica Moldova este prioritar tehnologie, investiții și piață de desfacere. Turcii, fiecare investitor străin, industria automotive, care nu exista în Republica Moldova, în prezent am ajuns la exporturi de 600 de milioane de dolari. Tot ce au făcut ei n-a fost investiția. Tot ce au făcut ei, au avut piață de desfacere. Sectorul IT, care a devenit cel mai mare sector, voi vorbi ceva mai departe. Tot ce au făcut ei, au avut piață de desfacere. Deci noi avem nevoie de investitori, nu doar pentru faptul că vin cu banii, dar ei vin cu piață de desfacere. Fără acest lucru, noi nu putem vorbi despre Republica Moldova că va reuși să fac ceva. Și evident, aceste investiții străine trebuie să fie urmate de învățământul dual. Noi am reușit să deschidem la Strășeni primul și cel mai unic, cel mai performant colegiu dual, unde copilul învață și lucrează. Cei care învață acolo primesc certificatul care sunt recunoscute în peste 100 de țări ale lumii. Deci primesc 3-4 certificări, au o meserie și ei aproape toți din ei sunt angajați în Republica Moldova, o mică parte pleacă peste hotare, dar el când vine la școală, el imediat are și loc de muncă, deoarece toată instruirea se face în baza unui loc de muncă existent. Tot ce avem noi nevoie, investiții străine, școli duale. Într-adevăr, în prezent, sistemul nostru educațional tot se reformează după învățământul dual, dar mai avem mult până ce să creiem învățământul dual în toată țara, exact așa cum s-a întâmplat la Strășeni. Următorul punct. Asigurarea unui volum anual de investiții publice de până la 4,5 miliarde de lei. Cei care au, în diferite domenii, sunt dată lista, nu voi citi toate, le puteți vedea în spatele meu. Cei care au cifra de 4,5 miliarde de lei pot crede că asta este foarte mult, se gândesc că nu va fi posibil, vă pot spune deodată. Aceste 4 miliarde de lei nu e nicio problemă ca să fie atins. Aceste 4 miliarde de lei, eu sunt sigur că guvernul, cu suportul partenerilor noștri, și voi explica acum de ce cu suportul partenerilor noștri, va reuși să facă aceste investiții.
Doar că pentru Republica Moldova această sumă de bani este prea micuță. Guvernul trebuie să fie cu mult mai curajos, cu mult mai ambițios în tot ce ține investiții în infrastructura publică. Vă explica din ce cauză. Atunci când primul val de extindere a Uniunii Europene, cele 10 țări din sudul Europei, fostele țări socialiste, când s-a arătat adeziunea de a se integra în Uniunea Europeană, s-a calculat. Pentru ca să aducem infrastructura unei țări la minime standarde europene, este nevoie ca pentru 10 ani de zile investițiile să fie făcute de cel puțin 6% din PIB. Noi vorbim despre infrastructura Cehiei, Sloveniei, Slovacii, țări care au o infrastructură cu mult mai avansată decât Republica Moldova. Din acest motiv, pot spune, pentru ca Republica Moldova în 10 ani de zile să aibă o infrastructură la cele mai mici standarde europene, este nevoie anual de investiții de cel puțin 6% din PIB. Suma, din păcate, este cu mult mai mare, dar eu operez cu 6% din PIB, care calculat la ziua de astăzi înseamnă 12 miliarde de lei. Această investiție nu poate fi făcută decât suportul extern. Explic din ce cauză. Noi nu am investit în infrastructura de drumuri, apă, canalizare, școli, spitale, nu s-a investit ani de zile, 30 de ani de la independență. Noi, dacă vom investi acum, ele vor fi utilizate următorii 40 de ani. Nu este corect și etic ca generația actuală care trăiește într-o țară săracă, cea mai săracă țară din Europa, să ducă toată povara investiții care nu au făcut-o generațiile precedente și de care vor beneficia generațiile viitoare. Din acest motiv, această generație trebuie susținută. Uniunea Europeană, care a susținut țările din Estul Europei, au susținut anume din acest motiv că nu este etic să tai din pensie și din salariu omului din cea mai săracă țară a Europei pentru a face investiții într-o infrastructură care nu au făcut-o generațiile precedente, că noi acum trebuie să plătim ceea ce nu au plătit părinții noștri și noi trebuie să plătim ceea ce vor utiliza copiii noștri. Din acest motiv, toată investiția se face fie prin suportul extern, sub formă de granturi, fie sub formă de împrumuturi. De ce împrumuturi? Deoarece împrumutul înseamnă că noi construim acum drumul și copiii noștri care vor utiliza peste 10 ani de zile, ei vor întoarce și ei datorie pentru acest drum, deoarece ei beneficiază de drum. Trebuie să fie o solidaritate între generații și generația actuală trebuie să construiască din contul inclusiv a generației viitoare, deoarece ei vor fi beneficiari și nu este corect să pui pe umerii acestei generații toată povara investiției. Dacă ne uităm atent, Republica Moldova, la drumuri, vă dau un singur exemplu. De ce drumurile am luat-o? Doar ce drumurile noi am avut cea mai bună performanță, apoi s-a rupt după 2015, după 2014. Republica Moldova, când a primit în anul 2009-2010 suportul din partea Statelor Unite privind reabilitarea drumurilor, toți partenerii noștri, Statele Unite, Banca Mondială ne-a spus un lucru simplu. Nu are sens să vă dăm bani pentru drumuri dacă voi, după ce vă dăm bani la drumuri, nu veți întreține drumurile și după ce le vom face ele în 5 ani de zile se vor deteriora. Voi trebuie să vă creșteți și banii voștri care dați la drumuri. Voi trebuie să ajungeți la drumuri, să alocați 2% din produsul intern brut, astfel ca drumurile voastre să fie întreținute și unde este posibil să le construiți chiar și fără suportul nostru. Republica Moldova acorda 0,34% din PIB, acum iarăși acordăm foarte puțin. 2% din produsul intern brut la ziua de astăzi ar însemna 4 miliarde de lei. De unde se iau acești bani? Foarte simplu. 80% din accize, cum este scris în lege, trebuie să meargă la drumuri. Fiecare șofer, când face plinul, trebuie să știe că la fiecare litru de benzină, 4,87 lei sunt accize, dintre care 4 lei merge la reparația drumului. Ai turnat 50 de litri de benzină, 200 de lei merge la reparația drumului. Din păcate, din cauza că Republica Moldova, după anul 2014, a fost izolată pe plan internațional, noi banii care trebuia să-i dăm la drumuri, i-am împăpat cu mare succes și noi nu am dat la drumuri conform legii peste 7 miliarde de lei și altele cel puțin 7 miliarde de lei n-au venit sub formă de granturi externe care trebuia să fie la drumurile noastre. Noi le-am distrus. Deci tot ce vreau să spun eu, guvernul trebuie să fie cu mult mai ambițios în tot ce înseamnă investițiile. Noi trebuie să avem cu orientare 6% din produsul intern brut și cea mai mare parte din acești bani trebuie să fie acoperite din granturi și din împrumuturi, am explicat mai sus din ce cauză, iar prioritatea sunt drumurile, infrastructura locală. Noi am ajuns în secolul 21, țară în centrul Europei.
să nu aibă sistem de canalizare în practic în toată țara. Populația noastră nu are acces la apă. Țara care se află între două râuri suferă de secetă. Oameni buni! Țara între două râuri. Este foarte greu să găsești o altă țară din Europa sau din lume care se află între două râuri și este bântuită de secetă. Deci asta arată, de fapt, incapacitatea noastră de a ne organiza treburile interne. Sistemul de irigare, sistemul inteligent de aprovizionare cu apă este prioritate și sper foarte mult că acest punct al treilea, de fapt, trebuie să fie punctul 1 în tot ce înseamnă programul de guvernare. Majorarea influxului de investiții străine până la 4% din PIB. 4% din PIB, asta ar însemna, dacă avem un PIB de 200 de miliarde de lei, înseamnă 8 miliarde de lei. E mult sau e puțin? Haideți să ne uităm spre comparație. România, înainte de a se integra în Uniunea Europeană, România care și-a asigurat securitatea, inclusiv aderând la blocul NATO, România care a devenit, trebuia să devină parte integrantă a Uniunii Europeană, la acea vreme a beneficiat de cele mai mari investiții pe cap de locuitor din Europa și are locul 4 în lume. Dacă convertim în Republica Moldova, atunci obținem că dacă Republica Moldova ar avea aceeași poziție în prezent cum a avut-o România înainte de integrarea Uniunii Europeană, atunci investițiile străine direct în Republica Moldova trebuie să genereze 25.000 de locuri de muncă, ceea ce ar însemna cel puțin 1,5-2,5 miliarde de dolari sau 20% din produsul intern brut. Ați putea spune că acest lucru este practic imposibil. Nu. Acest lucru a fost realizat. Cum se realizează? Securitatea țării, adeziune clar la Uniunea Europeană și o justiție corectă. Deci Republica Moldova la ziua de astăzi, mi-e foarte greu să spun, dar trebuie să spunem, volumul de investiții pe cap de locuitor în Republica Moldova este cel mai mic din Europa. Investițiile pe cap de locuitor în Republica Moldova sunt mai mici ca în Rusia. Investiții străine sunt mai mici ca în Belarus. Deci Belarusul are mai multe investiții pe cap de locuitor în Republica Moldova. Nu mai vorbesc de Ucraina, Georgia sau România, cu care nici ne temem să ne comparăm la ziua de astăzi. Ce înseamnă investiții străine? Asta înseamnă locuri de muncă, asta înseamnă salarii bine plătite, asta înseamnă dezvoltarea țării, asta înseamnă impozite, asta înseamnă pensii. Noi la ziua de astăzi, numărul de lucrători în sectorul real al economiei noastre este de circa 400.000 de oameni. La aceștia 400.000 de oameni se adaugă 220.000 de bugetari, 1 la 2, și 600.000 de pensionari. Deci la 4 oameni care lucrează în sectorul real al economiei, avem 2 bugetari, 6 pensionari, în total 8. Un lucrător din sectorul real ține 2 oameni, mai mult ca atâta. La 400.000 de oameni care lucrează în sectorul real al economiei în țară, avem 800.000 care lucrează peste hotare. Dacă cineva vrea să întrebe cât costă să aduci 800.000 de cetățeni de peste hotare acasă, vă răspund simplu. Să aduci 800.000 de cetățeni care lucrează peste hotare acasă, îți trebuiește 150 de miliarde de dolari în investiții. Mă tem să mă gândesc ce ar însemna acest lucru. Dar Republica Moldova are de rezolvat o problemă cum a rezolvat-o și România. Investițiile naționale sunt prea mici. Tot sistemul nostru bancar, toți banii care avem noi, nu-ți permite nici să rezolvi problema pentru ani de zile. De ce toate țările au reușit să facă un salt în dezvoltare prin atragerea investițiilor străine care cred că și Republica Moldova le-o face. Punctul 5. Cel mai discutat subiect a devenit subiect de afiș, majorarea pensiei minim până la 2000 de lei. Haideți să spunem în felul următor. Guvernul actual a nimerit practic într-o căpcană electorală, deci și-au făcut-o singur. Ei au făcut o promisiune electorală, au dat pensie de 2000 de lei. Acum toată lumea s-a rit în capul lor și ei au promis că vor face-o din trimestru 4 și în 2022. Toți mă întreabă, este real sau nu este real? Dacă sincer, este real. Cu mici costuri, cum nu mici costuri? Va costa vreo 2 miliarde jumătate de lei suplimentar. Dar dacă o luăm ca prioritate națională, cred că poate fi rezolvată. Ea și trebuie rezolvată, deoarece pensionarii la noi duc o viață foarte grea. Deci, pentru perioada inițială, o promisiune care mulți au declarat-o populist, în principiu poate fi rezolvată. Dar nu se rezolvă problema fundamentală. Problema fundamentală este următoarea. Sistemul nostru de pensie este falimentat. Deci, în prezent, noi tăiem din investiții, trăim din dezvoltarea țării, trăim din tot ce ar putem tăia pentru a susține sistemul nostru de pensionare care primește doar ceva mai mult de jumătate din suma care trebuie să fie necesară. Dacă în anul 2001-2002, când s-a implementat sistemul, el era aproape autosuficient, încasa 85% din toate necesarele de bani, în prezent el practic nu obține bani. Dar nu e asta cel mai grav. Cel mai grav este alt lucru.
Noi trebuie, Republica Moldova, când mă întreabă cineva că trebuie să fie sistemul de pensii, eu spun, nu s-a descoperit nimic nou. Există Organizația Mondială a Muncii și există convenție internațională adoptată în 1952 care spune un lucru foarte clar. Orice țară trebuie să asigure unui om care a ieșit la pensie 40% din veniturile lui ratate. România a semnat convenția în 2009, Federația Rusă a semnat convenția în 2019, Republica Moldova nu a semnat-o și cel mai probabil nici nu, până când nu este gata să o semneze. Tot ce doresc următorului guvern este să asigure toate precondițiile că semnez convenția, nu este de ajuns. Trebuie să o poți executa. Noi nu putem executa deoarece noi la un pensionar, practic, la trei pensionari avem doar doi lucrători. Noi trebuie să mărim numărul de lucrători, noi trebuie să facem investiții, să aducem oamenii acasă ca să ne putem onora obligații față de bătrâni. Este o noțiune simplă. Bătrânul trebuie să-și ducă cu demnitatea bătrâneța. Noi, în privința bătrânilor, facem două discriminări majore. Prima, cetățeanul nostru, în prezent, dacă în anul 2011 pensia medie era egală cu 29% din salariul mediu, țineți minte, trebuie să fie 40%, în prezent, viața și statutul pensionarilor este cu mult mai divini din 5 și mai rea. În prezent, pensionarul are undeva 23% din salariul mediu. Deci, în prezent, la ziua de astăzi, raportat cu restul oamenilor, pensionarul nostru duce cu mult mai prost. Deci, da, viața lui este mai bună, el mănâncă mai mult, dar comparativ cu ceilalți, îi rămâne în urmă. Crește discriminarea bătrânilor pi dimensiunea de vârstă. Deci, la noi, când ai ieșit la pensie, venitul tău nu sunt garantate. Asta este prima discriminare. A doua discriminare este în interiorul pensionarilor. Ce înseamnă lucrul acesta? Noi am creat un sistem pervers de indexare a pensiilor într-așa o manieră că cu cât omul este mai mult la pensie, cu atât pensia lui scade comparativ cu colegul lui care iese mai târziu la pensie. Eu am numit-o aceasta linia morții. Ce înseamnă lucrul acesta? Dacă un profesor care a lucrat 40 de ani iese astăzi la pensie și are o pensie de 3.000 de lei, pensia lui este de două ori mai mare decât a unui profesor care a lucrat tot 40 de ani, dar a ieșit la pensie 15 ani în urmă. Altfel spus, statul discriminează pensionarul în general cu restul salariaților, apoi el discriminează cu fiecare an care el se află mai mult la pensie. Dacă omul trăiește cu un an mai mult, pensia lui este mai mică decât salariul mediu și mai mică decât altui coleg de-al lui mai tânăr care iese la pensie. Și după 15 ani, pensia unui pensionar care a ieșit la pensie 15 ani în urmă este de două ori mai mică decât a unui care a ieșit anul acesta la pensie. Linia morții ar fi cam în felul următor. Statul, după ce ești la pensie, ți-o indexează din 5 mai prost, tu primești din 5 mai puțină, cum ar fi statul spune, hai poate mori odată, că noi nu-ți mai plătim bani. Deci tot ce ar de rezolvat Republica Moldova, să creeze toate precondițiile ca să asigure cetățeanul nostru o bătrâniță decentă, care a fost calculată de Organizația Mondială a Muncii și care este într-o convenție internațională, care a fost semnată de țările civilizate și anume, omul când iese la pensie se asigură 40% din veniturile lui ratate. În prezent, salariul mediu în economie este 8.400 de lei. 40% ar însemna că pensia medie pe economie trebuie să fie 3.500 de lei. Vă dați seama că noi suntem aproape de ori mai puțin. A șaselea punct. Eu l-am luat a șaselea deoarece mi se pare un subiect interesant, cu atât mai mult că IDIS Viitor în prezent lucrează pe această dimensiune. Avem un proiect finanțat de Uniunea Europeană în zona de Cahul, Giurgiulești, Reni, cu dezvoltarea turismului transfrontalier. Mă bucur că noua guvernare a realizat să acorde o atenție la activitățile culturale și turistice. De ce mă bucur? Nu vreau să vorbesc de dimensiunea culturală asta, să vorbească oamenii de artă. Eu vreau să vorbesc de dimensiunea economică a culturii și turismului. Poate știți-o, poate nu. Cea mai dinamică ramură care are cea mai rapidă dezvoltare în lume este ramura turismului, care Republica Moldova nu este parte. În prezent, turismul în lume generează 10% din produsul intern global, ceea ce înseamnă 9, ceva mai mult de 9 trilioane de dolari anual. Anual 1.200.000 de oameni pleacă într-o țară străină în scopuri turistice. Republica Moldova din 175 de țări, după contribuția turismului la PIB, ocupă locul 171. Deci, practic, în urma noastră sunt doar câteva țări. Nu vreau să mă compar cu Bulgaria, care are o industrie a turismului raportată la PIB de 3 ori mai mare ca noi, cu România, cu Ucraina, care e aproape 2 ori mai mult. Republica Moldova, anual,
Moldovenii care pleacă peste hotare cheltui pentru activitate, pentru turism, pentru odihnă, circa 800 de milioane de dolari. Ca să vă creați o impresie, ce asta, 800 de milioane de dolari, noi exportăm vinuri de 120 de milioane de dolari. Deci noi trebuie să exportăm 7 ani de zile vinuri ca moldovenii să odihnească un an peste hotare. Deci tot ce avem noi de făcut în viitorul apropiat este dezvoltarea turismului. În primul rând, pentru cetățenii noștri și în al doilea rând, pentru străini. Vă dau doar încă o cifră și cu asta trecem la ultimul punct. În 2006, în Republica Moldova, turismul rural, sau turism, ecoturismul, erau 300 de oameni pe an. În prezent, foarte puțin noi avem, am ajuns la 22.000 și cât n-ar fi de straniu, 90% din cei care se odihnesc în pensiunile noastre agroturistice sunt cetățenii Republicii Moldova. Sunt oameni care ies pe o zi, două, în afară orașului ca să odihnească. Partea proastă, că dacă o pensiune să fie rentabilă, trebuie să fie cel puțin 40% încărcată, media anuală. La noi, fizidori, mai puțin 20%. Iar în perioada de iarnă, în general, sunt încărcate cu 5%. Deci noi trebuie să ne gândim cum dezvoltăm brandurile turistice, cum este, spre exemplu, Orhiei Vechi, cum aducem cetățeanul nostru să odihnească acasă, evident, o vacanță suplimentară față cei de străinătate. Și cum aducem străine? Noi avem cel mai mare deficit al balanței comerciale, al avem la turism. De la un turist străin care vine în Moldova, avem 15 care, moldoveni care pleacă pe hotare. Mai mare deficit a balanței comerciale decât la turism, noi nu avem și încă o dată, repet, este cea mai dinamică ramură pe plan global, care se dezvoltă cel mai rapid și Republica Moldova trebuie să atragă atenție sporită și mă bucur că cel puțin guvernul arată că vrea să atragă atenție aceste ramuri. Și ultima, nu este în program guvernamental, cel puțin am găsit într-o formă clară, dar indirect îmi dau seama că guvernul vrea să atragă atenția. Dezvoltarea ramurilor competitive. Vreau să mă opresc la 4 lucruri, 4 domenii care merită toată atenția noastră și mă bucur că avem un viceprim-ministru pentru digitalizare. Sper că el este nu doar pentru internul țării, despre acest subiect cred că vom vorbi mai mult, dar vreau să vă felicit. Industria IT, ramura IT, anul trecut a devenit cea mai mare ramură de export de servicii din Republica Moldova. Aproape 260 de milioane de dolari. Este ramura care, unica care a crescut în perioada de pandemie cu peste 20% sau peste 50 de milioane de dolari. Deci noi am ajuns să exportăm produse soft, deci creierul nostru, produsul intelectual al nostru, am ajuns să le exportăm la 260 de milioane de dolari. Deci s-au făcut câțiva pași corect. Primul pas a fost crearea unui paradis fiscal pentru companiile IT. Nu vreau să vorbesc, doar am spus acest lucru. Și doi, crearea parcurilor IT și atragerea investițiilor străine în acest domeniu. Aceasta a fost suficient ca noi dintr-o ramură care nu exista în Moldova, timp de 10 ani de zile, să creștem de 10 ori export la 260 de milioane de dolari și avem cel mai mare potențial de creștere. Nu m-aș mira că în 2-3 ani de zile această ramură să asigure și 500 de milioane de dolari exporturi, lucru care trebuie să atragem atenție, deoarece este ramura cea mai dinamică din lume. A doilea, transport internațional. Anul trecut a avut de suferit mult. Cea mai dramatică, cea mai mare dramă ce ne-am avut-o noi, nu a fost sectorul Horeca, a fost transport internațional. Dumneavoastră poate nu știți. Dar Republica Moldova, cea mai mare ramură de servicii, până în 2020, ca a luat acum IT, era transportul. Noi exportam servicii de transport internațional în volum de până la 450 de milioane de dolari. Niciodată nu s-a atras atenția aceste ramuri. Statul nostru niciodată n-a atras atenția. În prezent, discutați cu transportatorii, vă spun, majoritatea companiilor de transport din Republica Moldova se înscriu în România. Din ce cauză? Leasing? Facilități la TVA? Piață de desfacere. Deci acestea 3 lucruri sunt suficiente ca să plece. Republica Moldova și Ministrul Transporturilor are cea mai mare provocare. Ramura noastră, care aducea 450 de milioane de dolari, care a căzut până la 250 de milioane în anul pandemiei, trebuie să o creștem la cel puțin 500-600 de milioane de dolari exporturi. Dacă vă mi-ați întreba care va fi punctul meu de evaluare Ministrul Transporturilor și a Infrastructurii, voi spune un singur lucru. Cât noi am reușit să restabilim din transport internațional? Care sunt răspunsurile? Foarte simplu. Finanțări, 1. 2. Facilități la TVA, deci cum se întâmplă în România, nu trebuie să-mi duce în departe, în România. Și 3. Negocieri cu toți partenerii noștri, astfel ca transportatorii noștri să aibă acces pe piețele țărilor terțe, cum ar fi Rusia, Uniunea Europeană. Automotive. Această industrie, care nu exista 10 ani în urmă, generează 600 de milioane de dolari. Mai mult ca atâta. Această industrie, în prezent, are capacitatea de substituire a exporturilor de 100 de milioane de dolari. Ce înseamnă lucrul acesta? Companiile din automotive care au venit în Republica Moldova importă zeci de mii de componente,
inclusiv în volume foarte mici de pisticotare. Ei ar dori că aceste lucruri să nu se întâmple în pisticotare, ar dori că el să fie localizate și produs în Republica Moldova. Tot ce trebuie să facă guvernul, Ministerul Economiei, este un lucru simplu, să stimuleze substituirea exporturilor, inclusiv în automotive, nu doar în automotive, dar în toate ramurile. Industria automotive este gata să procure componente de 100 de milioane de dolari care în prezent sunt importate, care pot și trebuie fi produse în Republica Moldova. Cum avem programe de susținere a agriculturii, exact așa trebuie să avem programe de susținere a industriei, care să ne permită nouă să substituim exporturile acolo unde este. Și ultima, agricultura cu valoare adăugată. Țineți minte câțiva ani înainte când am avut un boom, o explozie practică a exporturilor de miere, de albini. De la 1 milion de dolari exporturi am ajuns la 15 milioane. Ne-am plafonat. Țineți minte că în Republica Moldova nu era exportul de pomi ușoare. Acum avem practic o industrie. Uitați-vă exportul de miere. Suntem dependenți de o singură piață. 95% din producție este într-o singură piață. Nu am nimic cu Federația Rusă. Dar când ești dependent de o singură piață în proporție de 95-100%, ești extrem de vulnerabil. Tot ce trebuie să facă Republica Moldova. Ramura agricol cu valoare adăugată înaltă. Miere. Pomoșoare, industria avicolă, unde noi am avut și avem posibilitatea de export în țările arabe, în mod special, Republica Moldova trebuie să atragă atenția. Aceste ramuri pot asigura un potențial de export de cel puțin 100 de milioane de dolari, sunt de fapt niște elemente de creștere economică. Aceasta a fost cele 7 lucruri care ține de programul de guvernare. Dacă aș face un rezumat, aș fi în felul următor. Este un program mai degrabă rezervat, guvernul este foarte prudent în tot ce își asumă, această prudență este legată de așteptările foarte mari ale cetățenilor. Recomandarea mea este una: fiți mai curajos, asumați-vă mai mult și Republica Moldova poate rupe decalajul lui de dezvoltare cu celelalte țări doar printr-un program ambițios de investiții în infrastructura publică, de atragere investițiilor străine și de a face ordine în justiție, astfel încât, având toate aceste lucruri, să ne putem deja permite luxul de a asigura o viață decentă cetățenilor noștri și în mod special pensionarilor, care acum au devenit un subiect de discuție numărul 1, care au dreptul, merită și pot să primească această pensie bine meritată, care, încă o dată repet, conform Convenției Internaționale a Muncii, cetățeanul nostru când iese la pensie trebuie să fie asigurată 40% din veniturile pe care le-au ratat, iar în prezent în Republica Moldova, această sumă este exact de 2 ori mai mult. Doresc succes noului guvern și sper foarte mult că multe din ceea ce s-a discutat inclusiv acum vor fi realizate, iar peste 2-3 ani de zile deja vom discuta în ce măsură s-au realizat unele sau altele măsuri. Vă mulțumesc mult și pentru data viitoare.